Salutare! În unele videoclipuri mi s-a atras atenția că nu se aude foarte bine și ca atare am căutat o soluție și am găsit această lavalieră este foarte bună pentru telefoane, dar poate fi folosită inclusiv pentru tablete, laptopuri, aparate foto și chiar camere video. Mi s-a părut că este cea mai bună raport calitate-preț și am să vă și arăt de ce. Haideți să vedem ce conține. Aici cred că este un certificat de garanție. Aici avem cablul. Este un cablu foarte lung, are 6 metri lungime. Un adaptor care se și prinde. Poate fi folosit. Aici are un switch, un comutator între cameră și smartphone. Eu l-am luat în special pentru telefon, pentru că cele mai multe filmări le fac cu telefonul și în acest comutator se poate seta fie să filmăm cu un aparat foto sau cu o cameră video, fie cu un telefon. Pentru el este nevoie și de o baterie. Avem aici bateria și dacă vrem să folosim această lavalieră pentru filmarea cu un aparat foto, cu un DSLR, atunci avem nevoie să alimentăm acest dispozitiv, să montăm bateria și să îl pornim. Însă eu o să îi fac testul acum pentru acest telefon cu care filmez, este vorba de un Motorola. Acesta este cablu, cum am spus, de 6 metri. Are o mufă simplă. Un jack pentru telefoane, care se poate conecta, bineînțeles, și la laptop sau la tabletă, cu astfel de jack. Însă are și un adaptor. Nu știu exact pentru ce se folosește, dar probabil pentru alte dispozitive mai mari din acelea profesionale. Acesta este microfonul. Haideți să-l desfacem. Și vine și cu un burețel. Acesta se montează pentru a limita zgomotul și mai ales vântul, dacă filmăm sau, mă rog, înregistrăm, nu doar video, poate să fie și sunet. Dacă înregistrăm afară și bate vântul, acest burețel va limita acel efect al vântului. Și mai avem aici o clemă de prindere a lavalierei. Se montează pur și simplu, se prinde aici pe microfon prin apăsare și este ca un este o clima pur și simplu care se prinde pe pulover, pe cămașă, la guler sau, mă rog, undeva într-o zonă aproape de cât mai aproape de gură, ca să se audă cât mai bine. Bun. Iar acesta se prinde cu această clamă, cu această clamă, probabil undeva la spate, pe pantalon sau, mă rog. Bun.
Haideți să-i facem și o probă. Până acum ați auzit înregistrarea, care este bineînțeles făcută de aproape, direct cu telefonul. Și îl vom conecta. Să vedem cum se aude la interior, bineînțeles, și cu această lavalier. Și apoi vom vedea cum se aude și la exterior. Bun, haideți să vedem. Așa se aude de departe. Sunt undeva la 2 metri de aparatul foto, de cameră, de fapt, de telefon. Și o să montez lavaliera. Ca să vedem cum se aude lavaliera de la depărtare și cum se aude și de aproape. Acesta este microfonul. Îl voi monta undeva aici pe pulover. Acesta trebuie să vină firul probabil pe undeva pe sub pulover. Aceasta o voi monta la spate. Undeva la nivelul pantalonului, la nivelul curelei. Și acesta este cablul care va merge acum la telefon. Ați auzit cum se aude direct prin telefon de la depărtare de 2 metri. Și acum așa se aude de aproape, de lângă telefon. Iar în acest moment am conectat lavaliera la telefon și sunt și lângă telefon, dar se aude prin lavalieră. Și voi merge la depărtare, în aceeași poziție în care am fost atunci, și observați cum se aude acum. Nu este nicio diferență între faptul că filmez de aproape de telefon sau de la depărtare. Iar sunetul este foarte clar. Este o lavalieră extraordinară din punctul meu de vedere, mie așa mi se pare. Și este ideală pentru tablete și telefoane mobile. Însă merge foarte bine și pentru DSLR-uri și camere video dedicate. Sper că v-a plăcut. Dacă da, puteți să o comandați. Eu zic că este foarte utilă și de acum încolo când o să filmez în exterior, sper să se audă chiar și la depărtare la fel de bine. Voi face și o probă de la exterior să vedem cum se aude și afară. Așa se aude de afară, în exterior, cu telefonul. Acum vorbesc lângă telefon și o să mă îndepărtez ca să vedeți cum se aude și de la depărtare, undeva la 2 metri depărtare. Așa auziți de la 2 metri depărtare, cu filmare direct cu telefonul. Și o să facem acum proba și cu lavaliera. Iar acum se aude prin lavalieră. Sunt lângă telefon, însă chiar dacă mă îndepărtez, se aude constant, nu se aude mai încet sau mai tare. Deci este un avantaj clar dacă folosiți o lavalieră. Firul este destul de lung, până la 6 metri. Este puțin incomod pentru că trebuie să ai grijă de fir să nu îl agăți sau să-l rupi, însă diferența este clară. Nu știu dacă se aude cumva, adie puțin vântul, nu știu dacă se aude, microfonul de la lavalieră este cumva izolat într-o burețel. Și dacă ar bătea vântul, nu ar trebui să se audă, însă dacă filmez cu telefonul, atunci se aude. Cam atât despre lavaliera Boya BY-M1. Eu zic că este
un compromis foarte bun și cel puțin pentru telefon cred că este cea mai bună variantă, nu am găsit alta mai bună. Aceasta a fost lavaliera Boya BY-M1. Acesta este modelul. Este o lavalieră extraordinară din punctul meu de vedere și nici prețul nu este foarte mare. Sper că v-a plăcut. Dacă da, merită. Multă sănătate vă doresc!